divin. Dar zi-mi tu cum ești așa, te descurci, ești pregătit, pregătești lăptic, schimbi scutece. Să mă ajute, mie mi-a plăcut oricum de mic. Să nu le mic. Am fost încercat foarte târziu și am suplat toată scara. Plângeam în continuu. Și a mea, mulțumesc Dumnezeu, are de unde, că are de unde și îi dă sân. Deci ai scăpat momentan de capitolul biberon. Că are lapte și e și ok. Și scutece, știi să schimb? Eu cu schimbatul nu. Nu. Eu de la fiime am aflat că fetele fac și pipi. Aha. Și căcuță. Aha. Eu știam că fetele fac doar duși. Aha. Când a plecat mumă sa la mall să cumpere nu știu ce creme ne trebuia la un moment dat, și plângeam în continuu, știam că e mâncată, știam că zic, băi, de ce plânge copilul? Zic, hai că le luăm pe toate, nu? Panică. Și am pus-o, am dat scotecul jos, am șters-o cu șervețele, am vrut să o spăl, să mă bag cu ea în duș. Cum să te bagi cu ea în duș? Nu e normal. Eu am mai avut o experiență cu fiina asta mare. O să vă povestesc și cu aia. Deci acolo a fost experiența maximă. Și la un moment dat am luat scutecul, nu știam care e fața, care e spatele. L-am pus la un moment dat, am văzut că îi vine până aici, zic, cred că nu e ok. L-am pus invers. Da. Noroc că nu plângea, să nu intru în panică aia. Da. Am schimbat o singură dată, în 7 săptămâni și eu cred că e de ajuns, că eu îi fac băiță. Aha, bine, deci mi se pare corect. Dacă da, eu fac băiță în fiecare seară, fac băiță în fiecare seară, mama s-a trebuit să o schimbe. Perfect, da, atunci te înțeleg perfect. Să-ți explic și cu fiina cea mare, eram zim la mare. Zim că oricum vreau să te întreb și de subiectul ăsta. 4 anișori, da. 3 ani și 8 luni, cred că, la mare, tati, doar cu mine, da, tati, vreau să fac pipi. Hai, tati, la baie. M-am dus la baie, s-a uitat la mine, eu la ea. Păi, trebuie să mă ții în brațe. Poftim? Trebuie să intri cu mine, tati, și să mă ții în brațe. Păi stai așa un pic, iubirea mea, cum să te țin în brațe, că trebuie să faci niște lucruri. Nu, s-a uitat la mine, sărac cu copil. Bine, hai, cum? Uite așa, trebuie să mă ții în brațe. N-am știut cum să o țin, nu? Am luat ușor. Normal, așa, poziția scăunelului. Am pus scăunelul și am pus-o pe WC. Nu știu cum faceți voi, nu știu cum. Nici nu vreau să-mi imaginez, nici nu vreau să știu. Așa, da. Pe mine... Nu vrem să-i încărcăm memoria. Da, deci fiii mea a făcut pipi la propriu. Pe mine. Tot. Simt și mie, cum a fost așa cu venirea noului copil? A fost o surpriză? Ți-ai mai fi dorit să faci un copil? Eu îmi doresc copii și nu mă opresc aici. Ați planificat asta sau a venit? Nu a fost planificată, nu a fost planificată, pentru că eu sunt constanțeană, ai mei... Tu ești de unde-i soțul meu? Exact. Din Constanța? Ai văzut? Din Constangeles. Păi... Nu știu dacă știi, spermatozoiții dobrogeni, când fugăresc un ovul, știi ce spun? Nu. Dacă te prind, om te fac. Foarte tare, asta e genial. Ai mei au prins ovulul și eu mi-am dorit copii și îmi doresc copii pentru că cu asta rămâi. Da, cam da. Eu am avut un frate și l-am pierdut și mi-a fost tare greu, cu toate că am avut o copilărie tare frumoasă și vreau copiii mei să aibă frați, surori. Să nu rămână singuri. Să nu rămână singuri, exact. Cum a primit vestea Carmina? Mă, am fost super fericită, ca o surioară înnebunită la un moment dat, vrea și de la când era micuță, dă-mi și mie să o țin și eu în brațe, tati, stai așa un pic, că te-ai spălat pe mâini, vezi că ai venit cu asta de la școală, pune ceva pe tine, să nu stea copilul, pe bla 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 bla. Și cred că aici greșim, pentru că astăzi am fost la Vărmiu, care e la spital de copii și mi-a spus că noi greșim un pic cu dezinfectantul, cu aia, pentru că sunt foarte multe boli, acum copiii nu mai au anticorpi pe care aveam noi când mâncam ceva și încă din gură și înghețată, dacă eu luam și eu... Știi regula de 3 secunde sau cât era? Exact, eu nici mai puneam înghețată jos, mâncam de pe jos, că oricum dacă mai puneam mai pierdeam ceva în drum și o mâncam de acolo. Adică...